Dragi copii, bună seara! Bună seara! Din nou vă invit să călătoriți în lumea minunată a basmului. Bucatele afumate de Petre Ispirescu. După ce călcase focul văduviei pe un biet om, norocul îl ajută să dea peste o femeie de treabă și bună. Se căsători omul de-a doua oară. El era mulțumit. De unde casa lui era risipită, văzu că începe a se aduna, belșugul intră pe ușă, iar nevoia ieși pe fereastră. Femeia îl căuta și îl îngrija ca pe un copilaș. Vezi că era drag și el își iubea femeia, fiindcă vedea hărnicia ei. Pentru acestea, nici el nu voia să rămâie mai prejos. Cu toate astea, de câte ori ședea la masă, el nu se putea opri din oftat. Femeia se topea de mâhnire când îl tot vedea că oftează. Ea se silea să-i facă toate bune și nici nu-i trecea pe dinainte ca să nu-l supere întru ceva. Bucatele, femeia le făcea cu mâna ei și le gătea bine, numai și numai ca să-i placă bărbatului. El însă ofta mereu. Azi așa, mâine așa, până ce într-o zi, femeia luându-și inima în dinți, îi zise: "Bărbate, dar ce tot te roade la inimă de tot oftezi atâta? Dacă vezi ceva în casă ce nu-ți place, spune-mi, eu mă silesc din toate puterile mele să fac cum e bine. Dacă vreun lucru nu este făcut după pofta inimii tale, învață-mă cum să fac altfel." "He, nevastă," răspunse el, "n-am să mă plâng de tine nici cât, negru sub unghie. Eu văd că tu te frămânți cu firea și faci totul cum să fie bine. Tu muncești, scuturi și gătești bucatele cu mâna ta. Toate lucrușoarele își au locul lor și fiecare este așezat așa încât noaptea pe întuneric să poți să te duci și să pui mâna pe ele. Când viu de la lucru, n-am să aștept și masa este pusă și bucatele gata. Nu știu însă cum, nu știu de ce, dar bucatele n-au gust ca cele de la nevasta din tâi. Nu te supăra pentru că ți-am spus, tu m-ai obligat. Eu n-aș fi cutezat odată cu capul să ți-o spui." "Prea bine, bărbate, nu mă supăr deloc. Spune-mi numai, învață-mă cum făcea răposata nevastă ta ca să fac și eu ca dânsa." Nu știu, nevastă, ce să-ți spun. Nu știu ce să te învăț. Atâta știu numai că gustul bucatelor ei era altfel." Femeia se puse cu mai mare râvnă să facă bucate care să placă bărbatului. El oftă mereu. Când într-o zi, ea după ce așeză bucatele la foc, se dete după alte treburi ale casei și venind să mai vază de bucate, ele erau afumate. Se câinea biata femeie și se smulgea de mâhnire, de ți se rupea inima de mila ei, cum de i se afumase bucatele. Ea se gândea cât de nemulțumit are să fie bărbatul ei. S-ar fi apucat biata femeie să facă alte bucate, dar n-avea timp, era târziu. Trebuia să vie de prânz bărbatul acasă. Puse masa și l-aștepta cu inima cât un purece, de teamă să nu-i facă imputări. Când îl văzu că vine, se făcu mititică și nu știa cum să umble mai cu binișorul pe lângă dânsul. Bărbatul, cum veni, se puse la masă. Femeia aștepta când să-i zică cine știe ce, pentru că bucatele nu sunt bune. În loc de acestea, bărbatul zise: "În sfârșit, mulțumesc ție, Doamne, că ai iluminat pe femeia mea să-mi gătească măcar o dată bucate care să-mi placă și mie. Probabil nevasta din tâi făcea tot bucate afumate." "Astfel de bucate îți făcea nevasta din tâi, bărbate?" îi zise femeia. "Mulțumesc și eu lui Dumnezeu că m-a făcut în cele din urmă să știu ce fel de bucate ai mâncat de la nevasta din tâi." Vezi că el se învățase cu bucate afumate și acum el credea că așa trebuie să fie bucatele. Noapte bună, copii! Noapte bună!